Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș a avut o viață duhovnicească aparte care l-a învrednicit de marele dar al facerii de minuni. Sfântul Iosif s-a născut în anul 1568 într-o familie de negustori vlahi din Raguza, Dalmației. Iacob, căci acesta era numele său de botez, a rămas orfan de tată la vârsta de 12 ani. Mama sa, Ecaterina, a plecat împreună cu el la un frate al său, negustor, în orașul Ohrida. Iacob merge la școala din Ohrida, iar la vârsta fragedă de 15 ani, alege viața monastică intrând în mănăstirea Maicii Domnului din acea cetate. A rămas aici 5 ani. Dorind să se nevoiască în Sfântul Munte cu binecuvântare, a venit la mănăstirea Pantocratul, unde a primit underea în monahism sub numele Iosif. La câțiva ani după, pentru viața sa duhovnicească deosebită, a primit hirotonia. A devenit un părinte duhovnicesc căutat pentru sfat, atât de către ceilalți monahi, cât și de mirenii care vizitau locurile sfinte ale Atosului. La Sfânta Mănăstire Vatoped a avut loc hirotonia sa într-un arhiereu, urmând să plece în dificila slujire de mitropolit al Timișoarei. La aceeași mănăstire l-a întâlnit pe bănățeanul Damaschin Udrea, care îi va deveni sfednic și biograf. Deși Timișoara se afla sub stăpânire turcească, bătrânul mitropolit Iosif a fost primit cu mare bucurie de către episcopii săi sufragani, de întreaga suflare ortodoxă, chiar și de Pașa Fasli. Întronizarea sa în scaunul mitropolitan a avut loc în anul 1650 la sărbătoarea Sfântului Ilie. Slujirea sa în această demnitate, deși scurtă ca timp, a fost plină de însemnătate. Biograful său scrie: vreme de 3 ani au rânduit fără odihnă toate necazurile cu episcopii și preoții, a deschis iarăși bisericile, le-a înnoit și a zidit altele și a fost părinte la toți săracii și la toți bolnavii. Minunile pe care Bunul Dumnezeu le-a săvârșit pentru rugăciunile Sfântului Iosif sunt nenumărate, însă una dintre acestea a uimit profund întreaga cetate a Timișoarei. În ziua de Sfinții Apostoli, un foc imens a ars o parte semnificativă din cetate și amenința să o ardă pe toată. Sfântul Iosif, ieșind de la slujbă înveșmântat, s-a așezat la rugăciune în genunchi în calea focului și nu s-a ridicat de acolo până când Dumnezeu nu a stins cu ploaie tot acel foc. Același Damaschin Udrea scria despre părintele său mitropolit: eu am văzut blândețea și dulceața inimii lui închinată Domnului nostru Iisus Hristos și l-am văzut în fiecare ceas luptându-se pentru biserica noastră ca un atlet al lui Hristos. La vârsta de 85 de ani s-a retras la mănăstirea Partoș pentru rugăciune și odihnă. A mai viețuit aici 3 ani și a cunoscut sfârșitul, s-a împărtășit și a trecut cu pace în odihna Domnului. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1950, l-a trecut în rândul sfinților. În anul 1997, același Sfânt Sinod l-a desemnat pe Sfântul Iosif cel Nou ca ocrotitor al pompierilor militari din țara noastră.